În vremea aceea, zisa Domnul pilda aceasta, un om a sădit o vie împrejmuită cu gard, a așezat în ea teasca, a clădit un tun de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Iar la vremea roadelor a trimis la lucrători un slujitor ca să primească de la ei partea sa din rodul viei, dar ei punând mâna pe el l-au bătut și i-au dat drumul fără nimic. A trimis la ei a doua oară alt slujitor, dar și pe acela lovindu-l cu pietre, i-au spart capul și l-au izgonit cu o cară. Din nou a trimis pe altul, dar și pe acela l-a omorât. Apoi a trimis pe mulți alții, din care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea însă și un fiu iubit al său și în cele din urmă l-a trimis și pe el la ei zicând, se vor rușina de fiul meu. Dar lucrătorii aceia au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l ucidem și moștenirea va fi a noastră. Atunci au pus mâna pe el, l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni și va nimici pe lucrătorii aceia și via o va da altora. Oare nici Scriptura aceasta n-a citit-o? Piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie pusă în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, căci pricepusele că împotriva lor spusese pilda aceasta, dar se temeau de popor, de aceea lăsându-l s-au dus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată istoria Vechiului Testament, toți patriarhii, drepții, prorocii, regii, toți cei mari ai Vechiului Testament și-ar fi dorit să trăiască acum clipa pe care a trăit-o Sfântul și Dreptul Simeon și prorocița Ana. Toate viacurile de la căderea lui Adam și până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și-ar fi dorit să se concentreze acum într-o clipă, în această clipă de lumină, în care în Ierusalim, în templu, în fața lui Dumnezeu, are loc această strigare de eliberare și cântare de slavoslovie în care toate sunt odihnite. Prin cuvântul Sfântului și Dreptului Simeon se liniștesc toate. Acum, în prezent, în clipa aceasta, liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. În prezent, în raportarea corectă la cuvântul lui Dumnezeu, la făgăduința lui Dumnezeu, la relația cu Dumnezeu, acum, în prezent, iubiți credincioși, apare eliberarea. Acum liberează pe robul tău, care nu din rob devine liber, după cuvântul tău în pace, dar nu o pace lumească, nu o pace socială, nu o pace în urma unui război, ci o pace interioară care înseamnă, niște credincioși, liniștirea simțurilor, a minții, împăcarea inimii, dobândirea Duhului Sfânt la un nivel și mai înalt. În clipa aceasta, dreptul Simeon, iubiți credincioși, este nădejdea sau exemplul cel mai concret de mântuire a tuturor înaintașilor săi. Acest drept Simeon, iubiți credincioși, cântă și vede în același timp pe Dumnezeu. Nu este cântare fără de vedere și nu este vedere fără de slavoslovie în clipa aceasta. Pentru că în templu a avut loc, dacă putem să vorbim simbolic, un adevărat sinod, iubiți credincioși, ortodox. Ce înseamnă un sinod ortodox, iubiți credincioși? Când mai mulți oameni al lui Dumnezeu, arhierei, teologi, preoți,
îndemnați de Duhul Sfânt, asistați de Duhul Sfânt, având deja pe Duhul Sfânt în ei, mulți dintre ei aflându-se la treapta de curățare sau iluminare sau îndumnezeire, mânați de puterea Duhului Sfânt din locuri diferite, fiecare fiind în starea de prezența Duhului Sfânt, sunt adunați în aceeași clipă, în aceeași secundă, în templul lui Dumnezeu, ca să slăvească pe Dumnezeu și să statornicească și mai bine cuvântul lui Dumnezeu pentru biserică. Simeon se afla la treapta de iluminare și a trecut la treapta de vedere a lui Dumnezeu în clipa aceea. Prorocița Ana avea și ea pe Duhul Sfânt în ea și era curățată de patimul biserică din Cioș și a stat în prezența dreptului Simeon și a stat la convorbirea dintre el și Mântuitorul Lumii. Dreptul Iosif, cel care primea de la Domnul Dumnezeu, prin înger, cuvânt, ce să facă, când să plece în Egipt, cum să se comporte cu fecioara și pruncul, acesta era și el la măsura de a fi drept în fața lui Dumnezeu, de a fi la iluminare și la vedenie. Iar de data aceasta, iubiți credincioși, toți acești drepți și sfinți aveau în prezența lor pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, care a ajuns la treapta de îndumnezeire din momentul în care s-a smerit, Duhul Sfânt s-a coborât peste ea, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, și s-a zămislit Fiul și Cuvântul Dumnezeu în pântecele ei. Și atunci, în mijlocul acestor sfinți, iubiți credincioși, este Mântuitorul Lumii, Fiul și Cuvântul Dumnezeu în omenit. Acolo a fost sinod, adevărat sinod. Erau în templu arhierei, cărturari, farisei, învățătorii de lege, cunoscătorii legii, preoți, leviții, toți cei care aveau, iubiți credincioși, îndreptățire și patalama la mână, că ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu și cunoscătorii legii, slujeau perfect, se închinau perfect, tămâiau perfect, se comportau în templu perfect, dar erau funcționari, iubiți credincioși. Erau funcționari și băieți de sistem, tocmai pentru faptul că nu aveau în inima lor pe Duhul Sfânt. Pentru că dacă l-ar fi avut pe Duhul Sfânt, iubiți credincioși, Duhul Sfânt, n-ar fi lăsat pe niciunul dintre ei să nu fie alături de prorocița Ana și de dreptul Simeon. Iar aceștia, care nu erau slujitori ai sistemului, care nu erau niște tipicari și formaliști, ci erau în trăirea interioară în inima lor, au fost aduși fiecare din locul lui, în momentul acela s-a făcut sinodul târhăresc, sinodul duhovnicesc. Iar ceilalți erau într-un sinod târhăresc care urmăreau când se naște pruncul, cum să prindem pe prunc și dacă ar fi putut, ar fi venit și acum în templu, dacă ar fi avut vedere drăcească, să prigonească pe prunc la 40 de zile. De aceea, iubiți credincioși, noi trebuie să vedem prin aceste practice împărătești care este adevărul din biserica noastră ortodoxă. În biserică nu este vorba doar de o slujire exterioară, ci de o trăire interioară de prezența Duhului Sfânt. Iar dacă n-ai ajuns la măsura curățării de patim, dacă n-ai trecut dincolo să fii la iluminare, dacă n-ai pășit pe treptele unirii și îndumnezeirii lui Dumnezeu, atunci taci, smerește-te și nu huli. Nu huli pe văzătorii de Dumnezeu. Nu huli pe cei care au avut vedenie și vedere duhovnicească și teofanie. Nu huli și nu lupta împotriva pruncului Iisus. Pentru că toate acestea se vor întoarce împotriva ta când nu te aștepți. De aceea, iubiți credincioși, în templul din Ierusalim, pentru curățire s-au adus doi pui de porumbel sau două torturele. În sens simbolic, torturele reprezintă, iubiți credincioși, două, nevinovăția trupului și nevinovăția sufletului. Doi pui de porumbei înseamnă, iubiți credincioși, curățirea atât în fața lui Dumnezeu, nevinovat cu sufletul
și curați la inimă, și nevinovați și curați și față de aproapele și față de oameni. Deci acești doi pui de porumbei și două turturele însumate reprezintă de fapt curățarea sufletească, trupească, respectarea legii, a iubirii de Dumnezeu și de aproape toate înmănunchiate în inima omului. Aceasta era starea de fapt a celor care au adus turturele și a celor care au primit jertfa și era de fapt icoana inimilor având în mijloc pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar când începe să vorbească dreptul Simeon, se aud cuvinte de bucurie. Acum trăim prezentul. Eliberează, adică scapă-ne de robie. După cuvântul Tău și după prorocia Ta, după făgăduința Ta, Doamne, acum liberează pe robul Tău ieșirea din robie și întoarcerea în starea de fiu al lui Dumnezeu. Fiu care a slujit și a așteptat din dragoste. După cuvântul Tău, Stăpâne, Împărate și Doamne, acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace. Deci apare eliberare, pace, ieșire din robie, slavă, lumină, lumină spre descoperirea neamurilor, lumină spre luminarea popoarelor, lumină spre slava lui Israel. Deci vedeți într-o singură cântare, toate acestea se înmănunchează, iubiți credincioși, pentru că dreptul Simeon s-a grăbit ca stare interioară după ce și-a împlinit menirea să plece pe lumea cealaltă, pentru că nu mai avea pentru ce trăi, iubiți credincioși. Și pe lumea cealaltă să ajungă unde? În rai? Nu. În împărăție? Nu. Pentru că nu era biruită moartea, stricăciunea, iadul. Și Simeon s-a dus în iad. În iad, înaintea pruncilor uciși de Irod. Când au venit 14.000 de prunci uciși de Irod, aceia deja au fost pregătiți de dreptul Simeon, care s-a dus în iad și a spus tuturor dreptilor din Vechiul Testament și a celor care așteptau mântuirea, că eu l-am ținut în brațe pe Hristos. Eu am fost în templu cu prorocița Ana și l-am văzut pe Dumnezeu înomenit. Eu i-am prorocit Maicii Domnului că prin inima ei va trece sabie. Eu sunt cel care am venit la voi în iad să vă spun că ce am văzut cu ochii mei este nădejdea voastră de eliberare, cum a fost eliberat și eu, de luminare, cum a fost luminat și eu, de unire cu Dumnezeu, cum veți fi luminați și uniți și voi, și eu sunt o nădejde a celor făgăduite vouă că va veni Eliberatorul. Până la prunci, până la Ioan Botezătorul care va veni și va proroci și va predica și el în iad, iată că acest drept Simeon, care de multe ori trecem cu vederea, este acel sfânt bărbat, iubiți credincioși, care a biruit cerul, adică oștile cerești, ținându-l în brațe pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu, care a biruit pământul și toate ale sistemului și ale templului, fiind în clipa aceea și care s-a dus ca o rază de lumină, plecând pe lumea cealaltă, ca o nădejde pentru toți cei din vechime. Deci vă dați seama ce om a fost acest drept Simeon și vă amintim și vă spunem iarăși despre el, fiind în perioada de după praznicul întâmpinării Domnului, ca să înțelegem cu toții, iubiți credincioși, că menirea omului pe fața pământului este aceea de a se uni cu Dumnezeu. De aceea vă conștientizăm să treceți dincolo și voi și noi de toate mărunțișurile acestei lumi. Să nu ne teme că trăim în valea aceasta a plângerii 50 de ani, 70 de ani, 100 de ani. Să ne gândim la sutele de ani pe care le-a petrecut într-o așteptare continuă bătrânul Simeon. Să nu ne depărtăm de templu gândindu-ne că ne îndulcim de ceva din lumea aceasta, ci să stăm în corabie și în templu așa cum a stat dreptul Simeon. Ca el să poată să vină în clipa aceea, el tot timpul stătea în adâncul inimii, pentru că Duhul, iubiți credincioși, vorbea din adâncul inimii lui și l-a adus în secundă aceea în templu. Vă dați seama că noi oamenii ar trebui să fim într-o legătură, într-o conexiune în Duhul Sfânt mai presus de orice legătură a energiilor create?
Că noi ar trebui să fim într-o unitate mai presus decât orice altă unitate pe fața Pământului. Ar trebui să fim în unitatea în Duhul Sfânt. Noi ar trebui să fim în vedere în Duhul Sfânt. Ar trebui să fim în plinătate în Duhul Sfânt. Ar trebui să fim în starea interioară încât Hristos euharistic să vină să ne umple golul din noi. De ce nu se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că noi suntem tipicali și formaliști și nu realizăm că în biserică, în plinătatea bisericii, Domnul Dumnezeu a așezat tot ceea ce are nevoie omul pentru desăvârșirea lui interioară și pentru umplerea lui interioară, iubiți credincioși. Să nu căutăm în exterior, pentru că nu vom găsi niciodată. De aceea îl rugăm pe dreptul Simeon, pe prorocița Ana, ca împreună să fie pentru noi, iubiți credincioși, un model de trăire, de așteptare și de prezență a relației cu Dumnezeu, cu tuturor lumii. Amin.